Pentru reglarea cârjelor se îndepărtează cuiul de fixare. Acestea se reglează și apoi se introduce din nou cuiul în gaura respectivă. Înălțimea corespunzătoare cârjelor este atunci când încheietura mâinii stă sprijinită pe mâner, cam la înălțimea șoldului. Există mai multe feluri de deplasare cu ajutorul cârjelor de antebraț. În cazul în care nu este posibilă lăsarea greutății pe ambele picioare, se va efectua ducerea spre înainte a cârjelor și o săritură scurtă pe piciorul sănătos. În cazul în care vă puteți sprijini parțial pe piciorul afectat, puteți opta pentru deplasarea cu cârjele în 3 puncte de sprijin, mod în care vom duce spre înainte cârjele urmate de piciorul afectat cu sprijin parțial. Dacă nu sunt restricții de încărcare și folosiți cârjele pentru scăderea durerii sau pentru un echilibru mai bun, puteți folosi stilul de mers cu sprijin în 2 puncte. Astfel, cârja dreaptă va merge spre înainte împreună cu piciorul stâng, urmată de cârja stângă și piciorul drept. În cazul în care puteți renunța la o cârjă, deplasarea se va face folosind cârja pe brațul opus piciorului afectat.